Bună ziua! În primul rând o să deschid eu. Mă numesc Andrei Scrab, sunt președintele clubului Race Dance, sunt unul din organizatori. Vă mulțumim că ați răspuns cu prezență acestei conferințe. Așa cum știți, în acest weekend, 7-8-9 octombrie, la sala polivalentă din Piatra Neamț, se mută capitala dansului sportiv pentru 3 zile. Vom avea 3 evenimente. Vineri vom avea Race Dance Fest, care va începe în jur de ora 16. Așteptăm într-o medie de 300-400 de sportivi de la 30 și ceva de cluburi din diferite orașe. Iar sâmbătă și duminică, în prima parte a zilei, va fi Romanian Dance Fest, competiția noastră națională, după care vom desfășura Cupa României la dans sportiv, unde vor veni cele mai bune perechi din România. Este o competiție națională cu o importanță foarte mare. Vreau să mulțumesc în primul rând Federației Române de Dans Sportiv că ne-a dat posibilitatea și anul acesta de a organiza o competiție cu o importanță la un nivel național foarte mare. Așa cum am precizat, este vorba de Cupa României. Vreau să mulțumesc Consiliului Județean Neamț pentru sprijin și Primăriei Municipiului Piatra Neamț, la fel ca în fiecare an, sunt alături de noi, ne susțin și ne susțin competiția să creștem la un nivel destul de mare de la an la an. O să dau cuvântul domnului primar să ne spună câteva cuvinte. Mulțumesc frumos! Bună ziua tuturor! În primul rând, suntem onorați să fim parte în acest proiect, să sprijinim această echipă de tineri organizatori care fac totul cu dedicare și pasiune. Îi felicităm pentru onoarea care oferă orașului Piatra Neamț să organizeze o competiție la asemenea nivel de performanță și de calitate până la urmă. Suntem bucuroși că putem sprijini, le urez mult succes, să aibă un weekend desăvârșit, fără niciun fel de eveniment cu public care să aprecieze și să susțină participanții la concursuri. Felicitări încă o dată organizatorilor și tuturor partenerilor care susțin acest eveniment și așteptăm publicul să vină cât mai numeros la sala polivalentă din Piatra Neamț. Mult succes! Mulțumim frumos, domnule primar! Îl avem aici alături și pe domnul Dragoș Chitic, unul din oamenii care a fost de la prima ediție alături de noi. Îl rugăm și pe dumnealui să ne adreseze câteva cuvinte. Mulțumesc! Bună ziua vă spun și eu tuturor! Într-adevăr, sunt deosebit de încântat și totodată onorat să particip la conferința de presă referitoare la un nou eveniment cu totul special care are loc în municipiul Piatra Neamț, în județul Neamț. În urmă cu 4 ani începea o poveste frumoasă. Atunci discutam pentru prima dată cu domnul Andrei Scrab despre un eveniment care, așa cum era prezentat, trebuia să însemne pentru municipiul Piatra Neamț un start într-un festival de dans sportiv. Iată că au trecut 4 ani care nu au fost deloc ușori. Evenimentul din 2018, așa cum foarte frumos l-a numit Andrei, era un episod pilot a unui concurs care s-a dezvoltat an de an și a ajuns la o ediție cu totul special, aceasta a 4-a ediție acum în anul 2022. În municipiul Piatra Neamț și în județul Neamț sunt foarte multe persoane care practică dansul sportiv și sunt foarte mulți oameni care iubesc dansul sportiv. Și eu cred că aceste ediții care au avut loc aici la Piatra Neamț au jucat un rol foarte important în atragerea copiilor, tinerilor și chiar și persoanelor de alte vârste în a practica dansul sportiv, în a îndrăgi dansul sportiv.
pentru județul Neamț este foarte important să avem evenimente de acest gen care ne promovează județul și care reprezintă un sprijin pentru persoanele care practică sporturi sau alte tipuri de activități extrem de importante în viața fiecăruia. Vreau să vă asigur de faptul că instituția pe care astăzi o reprezint, Consiliul Județean Neamț, este un susținător al dansului sportiv și totodată îmi exprim acea speranță pe care am prezentat-o încă de la prima ediție, că evenimentul va deveni o tradiție pentru municipiul Piatra Neamț și pentru județul Neamț. Și iată că lucrul acesta se întâmplă și vreau să mulțumesc și Federației Române de Dans Sportiv pentru că face posibile astfel de evenimente aici în Piatra Neamț, aici în județul Neamț. Știu ce înseamnă efortul de organizare acestui concurs, știu câtă muncă este în spatele unui astfel de concurs, de aceea invit nemțenii să onoreze cu prezența organizatorii, să fie prezenți în sala polivalentă din Piatra Neamț în acest weekend, pentru că, așa cum am văzut în anii trecuți, este un adevărat regal de dans sportiv la Piatra Neamț. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi încă o dată pentru susținere. O să dau cuvântul colegului meu, organizatorului domnul Alex Necula, din partea Clubului Dance Energy Iași. Bună ziua! În primul rând aș dori să felicit și în al doilea rând să le mulțumesc autorităților locale, atât Consiliului Județean Piatra Neamț, cât și Primăriei Piatra Neamț și Consiliul Local Piatra Neamț. Iată că după 4 ani de zile am reușit să menținem o competiție de nivel național la un nivel cât mai înalt. Am reușit împreună să construim un proiect foarte frumos. Pe viitor ne dorim, dacă o să avem în continuare susținere, să ducem competiția la un nivel internațional și, de ce nu, poate în câțiva ani să aducem și un campionat mondial aici, la Piatra Neamț. Tot ce vreau să spun este că această competiție este una dintre cele mai frumoase competiții din țară și toate feedback-urile au fost permanent pozitive despre modul de organizare, modul cum s-au implicat autoritățile locale și vă așteptăm cu cea mai mare plăcere, în număr cât mai mare, la sala polivalentă. Mulțumim, nu în ultimul rând, sponsorul nostru principal, care de la prima ediție a fost alături de noi și susține acest eveniment, din partea sponsorului High Gift and More. O să, doamna Lina, vă rugăm. Este o mare onoare pentru noi și ne face o deosebită plăcere, ca și în acest an, așa cum am făcut-o de fiecare dată, să fim alături de cei mai buni sportivi din România la acest eveniment foarte important pentru concurenți, pentru antrenori și nu în ultimul rând pentru orașul nostru minunat. Poate vă întrebați de ce am ales dansul sportiv. Ei, deoarece an la rând copiii noștri au participat la foarte multe concursuri, ajungând la un nivel înalt de performanță, concursuri în țară și în străinătate. Și atunci ne-am dat seama că fără ajutorul sponsorilor, fără ajutorul oamenilor cu suflet mare, nimic nu se desfășoară așa cum trebuie să se desfășoare. Am văzut copii dezamăgiți în concursuri pentru că nu au primit o floare, pentru că n-au primit. De aceea vreau să spun că acești oameni cu suflet mare și sponsorii sunt obiectul principal într-un astfel de eveniment. Acum poate vă întrebați ce legătură au florile cu dansul. Ei, toate au o legătură. Rafinamentul, eleganța, bunul gust. Dansul sportiv nu se poate desfășura fără muzică, așa cum nu se poate desfășura fără flori. Totul este un tot, ca să spun așa. Doresc pe această cale să mulțumesc și clienților noștri, care sunt minunați, sunt excepționali și îi așteptăm în număr cât mai mare la sala polivalentă. Cu siguranță vor fi încântați de ceea ce vor vedea acolo. Succes participanților, succes antrenorilor, mulțumim încă o dată tuturor celor care au pus umărul ca acest eveniment să se desfășoare așa cum trebuie și vă asigurăm că de fiecare dată, în fiecare an,
noi, Give Them More, vom fi alături de aceste proiecte minunate. Vă mulțumesc! Și noi vă mulțumim din suflet. În încheiere vreau să fac câteva mici precizări. Noi organizăm în ultimii ani am organizat cele mai importante competiții naționale. De ce am organizat la Piatra Neamț aceste competiții? Așa cum a zis și colegul nostru, am avut susținerea autorităților locale, în primul rând. În al doilea rând, am avut sponsorii noștri care le mulțumim pe această cale că au fost mereu alături de noi. Mulțumim acestor două familii, Residence și Dance Energy, că suntem o familie mare cu oameni frumoși care au pus toți umărul la treabă și ne-au susținut și ne-au ajutat să creăm o competiție mare și din toate punctele de vedere foarte frumoasă și foarte elegantă. Totodată avem și foarte mulți copii din Piatra Neamț cu rezultate excepționale, atât pe plan național cât și pe plan internațional. Vrem să le dăm oportunitatea să danseze la ei acasă într-o competiție frumoasă și, Doamne ajută, sperăm să urce pe cea mai înaltă treaptă a podiumului. Mulțumim și voluntarilor care au fost alături de noi de la Rotary Club Camena, mulțumim încă o dată celor două autorități de suflet pentru această competiție și pentru noi și sperăm în continuare, așa cum a zis colegul nostru, a dezvăluit un mic secret de-a nostru, dorim ca în 2 ani sperăm să avem un campionat mondial la Piatra Neamț. De ce nu? Poate imnul României va cânta la noi acasă. Mulțumim frumos!